la Petkov, care mută jocul la De Sousa. Primește din nou Akwasi sau Akwasi, dacă vreți, mai bine Akwasi. O pasă excelentă a lui Akwasi și iese foarte bine Răilean. Acum un contraatac, Azdren Lulacu primește, cearcă să treacă de marc, șutul lui Lulacu. Prima ocazie, șut prins de Răilean. Țenii. Rutiens pentru Anișorac. Reușește De Sousa să intercepteze balonul. Neicuțescu dă la poartă, Neicuțescu respinge Răilean, balonul ajunge la Lulacu, scoate Răilean încă o dată. Vreo 5 goluri marcate în tricoul Chindiei. Oltean minge pentru Azdren Lulacu. Lulacu așteaptă pe Oltean, pasa vine la timp, șut din unghi. Nu mai are pe unde să treacă, nevoie să întoarcă la De Sousa, se încurcă în minge. De Sousa, Akwasi. Akwasi, puternic, dar e deposedat de Matiș. Iar acum Cojocaru, blocat de Oltean, Lulacu. Lulacu scoate Răilean, impecabil, minge scoasă de Moraru, Neicuțescu. Neicuțescu, Lulacu, Patrick Petre, gol! 1-0 Ceahlăul, minutul 27, Patrick Petre deschide scorul după o serie de șuturi scoase de Răilean sau blocate. Patrick Petre împinge mingea în plasă. 1-0 Ceahlăul, setul ofensiv, Lulacu, Neicuțescu, Moraru, Patrick Petre. Revedem șutul lui Lulacu. Atât apoi pe Neicuțescu, minge agățată de Patrick Petre, care marchează. Are și puțină șansă, mingea vine de la adversar. Bună pre... fotbalistul moldovean. În timp ce moldoveanul, vârful Chindiei, nu se vede. Nici nu a avut mingi. Greșește Rutiens. Lulacu. Lulacu, o pasă bună pentru Neicuțescu. Șutul lui Neicuțescu pe lângă poartă. Akwasi. Patrick Petre. În careu la Azdren Lulacu. Intră în unghi. Plămadă, greșește. Lulacu scoate la Patrick Petre, care trage incredibil de slab. Din nou Akwasi. Lulacu reușește să-i trimită lui Patrick Petre. Petre l-a căutat pe Neicuțescu. Un șut al lui Onisa. Scoate Răilean. Formidabil șut. Să vedem centrarea. Mingea este respinsă de moldoveanu. Balonul ajunge la De Sousa. Cearcă să treacă de geac. Nu reușește. Revine De Sousa. Centrarea lui Onisa. Neicuțescu, șutul lui Neicuțescu cu dreptul. Ioniță. Prejmerean încearcă să protejeze. Gâț. Intră în combinație cu Golovka, se desprinde Golovka, reușește să centreze, o lovitură de cap și bară! Golovka. Primește Prejmerean, frumoasă fentă, centrarea lui Prejmerean cu capul, geac. Moldoveanu centrează. Mingea este respinsă de Foris. Ioniță pasă printre Călin. Călin, centrare care arată bine. Un șut acolo peste poartă. Boțogan aproape de 1-1. Aruncare de la margine, fără gău. Răgău pentru Neicuțescu. Scoate la Akwasi. Onisa, șutul lui Onisa în transversală. Un nou șut formidabil al lui Onisa.
deasupra al Ceahlăului, a scos Crel. Sau mingea a lovit Bara, cred, iar Marc marchează. Nu, a scos, a scos Crel balonul. Iar Andrei Marc egalează 1-1. Dar Ceahlăul s-a retras prea devreme, prea devreme. Centrare slabă, minge deviată, scoate acolo Marc, gol! Gol Andrei Marc, fundașul născut la Piatra Neamț. Când au început schimbările. Lovitură liberă. Minge trimisă în diagonală, moldoveanu preia, centrează cu exteriorul pentru Jack. Balonul Angela Andrei Marc, preluarea lui Marc, centrează pe jos, scoate Crel. A